Ai probleme cu gândacii de bucătărie? Ți-au invadat dulapurile? Zonele în care ții gunoiul? Îi găsești uneori chiar și pe masa ta? Te-ai văzut uneori urcându-se pe pereți? Sau uneori ți-au invadat și dormitorul de nu mai poți dormi liniștit din cauza lor? Crede-mă că știu prin ce treci. Am foarte mulți prieteni care s-au confruntat cu această problemă și oameni din întreaga lume încă se confruntă cu ea. Fie că ești din Asia, fie că ești din Europa, fie că ești din America, din Australia, din Africa sau orice parte a acestui glob, știu că gândacii de bucătărie și în general toți gândacii îți creează probleme. Dar stai liniștit, există situații și soluții prin care poți scăpa de ei. Și chiar dacă multe dintre ele sunt chimice și pot dăuna mediului înconjurător, sănătății tale sau așa mai departe, pentru că aceste substanțe trebuie să pur și simplu plantate în niște stații de intoxicare prin bucătăria ta, prin casa ta și poate ajunge animalul de companie la ele, poate ajunge copilul tău la ele, în materialul de azi eu o să-ți prezint o soluție 100% bio, prietenoasă cu mediul, prietenoasă cu organismul uman, cu animalele de companie, care nu îți va dăuna ție, în schimb te va scâmpa de gândacii de bucătărie și de toți gândacii pe care îi ai în preajmă. Și așa cum am spus, există câteva soluții chimice de combatere a acestor gândaci, dar acestea reprezintă un pericol pentru mediul înconjurător și pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, pentru animalele de companie, pentru că toate se bazează pe niște stații de intoxicare. Adică niște zone în care amplasăm aceste substanțe chimice, din care acești gândaci să vină să consume din ele. Pentru că rolul lor este să se hrănească, să se mulțească. Acești gândaci funcționează în niște colonii. Mai multe familii la un loc, cât adulți și copii. Și toți vin și se hrănesc din bucătăria dumneavoastră. Ei se hrănesc cu aproape orice. Resturi de mâncare de orice natură. Dar au anumite preferințe, după cum veți vedea imediat. Pot consuma hârtie, pot consuma bumbac, pot consuma cam absolut orice. Primul lucru în prevența acestor gândaci este ca dumneavoastră să căutați pe cât posibil să aruncați gunoiul periodic, să faceți curat în bucătărie, să nu lăsați niciun rest de mâncare, chiar dacă nu-l vedeți, să spălați tot timpul și să fie curat. Acesta este primul pas. Iar al doilea pas este să încercați pe cât posibil să țineți locul cât mai curat, cât mai steril. Acest lucru nu le plac gândacilor de bucătărie și nu o să fiți oarecum atacați. Dar dacă totuși sunteți atacați, eu vă sfătuiesc să folosiți substanțe bio, nu substanțe chimice care, așa cum v-am spus, vă pot pune în pericol sănătatea. Și pentru a avea randament aceste substanțe, trebuie să știm puțin comportamentul acestor gândaci. Ei sunt niște insecte nocturne, dacă aș putea spune așa. Puteți aveți gândaci de bucătărie să nu i-ați fi văzut vreodată. Pentru că ei, în general, atacă noaptea, dacă aș putea spune așa. Vă umple casa cu miros urât, vă umple casa cu excremente, pot fi purtători de boli și așa mai departe. Ei pot fi prezenți oarecum și în timpul zilei sau în timpul nopții, dar dumneavoastră când veniți în bucătărie sau aprindeți lumina, nu vedeți gândacul. De ce? Pe picioarele acestor gândaci există niște receptori care detectează foarte bine vibrațiile. Iar ei până pe la 0,5 pe scara Richter, adică și ce puteți vibra dumneavoastră piciorul în casă când mergeți, vor simți și se vor ascunde imediat. Și de aceea poate uneori nu îi puteți vedea. Eu astăzi vă propun o soluție bio prin care puteți combate acești gândaci, o soluție care a fost testată cu succes, iar ingredientul minune este aici. O substanță care este prietenoasă cu mediul, care se amestecă cu produsele care le plac cel mai mult gândacilor. Iar în cazul meu, și asta vă sfătuiesc pe dumneavoastră să faceți, luați un polonic, 100 de mililitri de supă, de ciorbă, de ce aveți dumneavoastră. Dacă are și puțină grăsimenia, e perfect, sau ulei, sau așa mai departe. Această supă o turnați într-un recipient, cum o să fac și eu imediat. O puteți să o puneți într-un borcan sau în ce vreți dumneavoastră. Eu o să încerc pe cât posibil să o pun într-o sticlă pentru că am un picurător în ea și să nu mai fiu nevoit să trag cu seringa. Uitați, în supa aceasta avem și paste făinoase, avem și ceva legume, este totul minunat. Supa și ciorba este una dintre preferatele gândacului de bucătărie, pentru că ei preferă oarecum lichidele, dar asta nu înseamnă că nu se hrănesc și cu solide. După aceea, al doilea ingredient foarte important este laptele. Adoră laptele. Da? Luați 50 ml de lapte și puneți peste cei 100 ml de supă.
Dacă avem lapte și supă, cui nu-i plac dulciurile, mai ales gândacilor. Dacă stăm puțin să ne gândim, acum câteva milioane de ani, 3-4 milioane de ani, familia acestor gândaci era înrudită cu familia furnicilor, cu farmitia termitelor și știți că le place dulcele. Și pentru asta luați o linguriță de zahăr, pe care o adăugați și pe aceasta în recipientul pe care îl veți folosi dumneavoastră. Și ultimul lucru pe care puteți să-l faceți fără nicio problemă, luați câteva firimituri de pâine, nu foarte multe, o coajă de pâine de ceva, faceți câteva firimituri pe care le băgați tot în acel recipient. Exact cum funcționează și cum o să vă arăt și eu aici. Uitați! Curios, nu? Noi ce facem acum este un atractant pentru acești gândaci. Și cam aceasta este soluția care îi va atrage, cea pe care o vedeți dumneavoastră aici. Iar la urmă, ingredientul secret este boraxul. Da, tocmai ce venise cineva până la mine, m-a întrerupt, dar noi revenim. Așa cum vă spuneam, substanța magică este boraxul. Boraxul este cunoscut prin proprietățile lui insecticide foarte puternice. Cum acționează acest borax? Ei bine, cam la toate insectele, acest borax acționează la nivelul nervos. Ceea ce face este că le paralizează și astfel nu se mai pot deplasa, nu se mai pot hrăni. Și dumneavoastră trebuie să puneți într-o 100 de ml de supă, 50 de ml de lapte, o jumătate de linguriță de borax. Este arhisuficient. Acest borax este un produs care nu este dăunător omului. Adică nu vă va face rău nici dumneavoastră, nici animalelor dumneavoastră de companie, fără nicio problemă. În schimb, gândacilor le vor crea probleme. După ce ați făcut acest lucru, puneți capacul recipientului în care ați preparat soluția. Îl agitați foarte bine să se dizolve acel borax și acel zahăr. Și veți obține un fel de pastă, un fel de gel. Așa cum am spus, gândacii se hrănesc foarte bine cu această pastă. Le place foarte mult. Și dumneavoastră, picături din această pastă le puteți pune pe o farfurioară de ceașcă de cafea, pe un capac de borcan sau ce vreți dumneavoastră. Mare atenție, nu foarte mult, imediat o să vă arăt. Și faceți niște stații de intoxicare, le amplasați pe sub ghiuveta dumneavoastră, pe lângă coșul de gunoi, pe sub diferite dulapuri, prin zone pe unde credeți că acești gândaci ar putea să vină. Ei vor veni, vor consuma această pastă și în câteva zile, pentru că aici este secretul și așa acționează boraxul, aceștia vor paraliza și vor muri. Și astfel dumneavoastră veți decima coloniile. Dar știți ce este cel mai interesant? Că acești gândaci sunt grupați pe familii, pe colonii. Adică sunt niște indivizi dominanți care odată ce au descoperit această mâncare sau au un teritoriu, vor alunga pe ceilalți indivizi din jurul lor. Și va rămâne doar colonia principală. Tot ce acești masculi dominanți sau acești indivizi dominanți au alungat, nu se vor întoarce în acea zonă. Și durând până la 3 zile până această substanță își face efectul, dumneavoastră puteți să omorâți colonia în sine, care este formată acolo. Iar diferitele stații de intoxicare vor decima la rândul lor celelalte colonii. În timp, vă asigur că veți scăpa de acești gândaci, indiferent că locuiți în apartament, în garsonieră, la bloc, la casă, oriunde ați locuit dumneavoastră, veți scăpa de acești gândaci. Acești gândaci numără până pe la 450 de specii, s-au găsit și în stațiile de cercetare de la Polul Nord, s-au găsit și pretutindeni pe tot globul, sunt foarte periculoși pentru că, în afară de faptul că infestează anumite zone, ei sunt purtători de boli. Vă aduc mirosuri urâte și așa mai departe. Creează o grămadă de probleme. Nu vrem să-i vedem lângă noi sau în bucătăriile noastre. Da? O femelă, țineți cont, o femelă de gândac de bucătărie poate să creeze până la 400-500 de indivizi, o singură femelă. Pentru că aceasta are o capacitate de mulțire foarte complexă sau foarte ciudată, dacă aș putea spune. Gândiți-vă că o singură împerechiere cu mascul îi conferă materialul seminal necesar, din care păstrează și fecundează tot timpul ouă. Ea nu trebuie să găsească de fiecare dată cu mascul pentru a depune aceste ouă.
trebuie să găsească o singură dată și aș păstrează din acel material, nu trebuie să vă detaliez cum, și depune până la 400-500 de ouă din care ies indivizi. Iar această substanță dă randament. Eu sunt un caz fericit, nu am acești gândaci, dar sunt prieteni care i-au avut și care cu ajutorul acestei substanțe a scăpat de ei. Așa cum am recomandat de fiecare dată, eu spun să fiți prietenoși cu mediul și să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Iar acum, haideți să vedem cum se plantează acele stații de intoxicare. Iar pentru a crea aceste stații de intoxicare, exact cum v-am spus, luați o farfurioară de la o ceașcă de cafea, eu folosesc capace de borcan și puneți câteva picături, mare atenție, nu umpleți tot recipientul, este suficient când am pus eu aici, și pe acestea le amplasați în diferite zone, din bucătărie, din dulapuri, de unde credeți dumneavoastră, undeva unde credeți dumneavoastră că vin acest gândaș să hrănească. Stați liniștiți că vor depista sursa de mâncare fără nicio problemă, vor emite feromoni care va atrage și ceilalți membri ai coloniei să vină să consume această substanță. Mare atenție, nu o schimbați prea des, cu cât este mai bine, cu cât se strică mai repede, cu atât mai bine, gândacilor le place acest lucru la nebunie, adică produsele fermentate. Și le puteți amplasa în apropierea coșurilor de gunoi, undeva în partea de jos, mai ales dacă aveți vreun frigider sau ceva. Le puteți pune pe sub diferite dulapuri sau prin orice zonă a bucătăriei dumneavoastră, la fel pe sub dulapuri, pe sub baragaz sau în orice zonă credeți dumneavoastră că acești gândaci pot ataca. Așa că, dragilor, în încheiere, eu vă sfătuiesc să folosiți această tehnică prietenoasă cu mediul și cu sănătatea dumneavoastră și vă asigur că în timp veți scăpa de gândaci de bucătărie și nu numai. Iar până la următorul material, atunci când voi mai prezenta și o altă tehnică prin care puteți combate acești gândaci și toate insectele care le aveți pe lângă dumneavoastră și nu le doriți, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!